Nu asta. Acum suntem filmați pe două camere. Da, am zis să fie mai drăguț. Bună seara București, bună seara România. Hei, păi de oameni. Da, deci să filmăm pe două camere, una să mi se vadă și mie mâinile aici, cum dau eu din mânuțele mele. Și am revenit la o nouă, un nou număr. O nouă ediție, se poate spune? Ediție? Nu mă pricep să nu dai peste camere. Nu mă pricep așa mult. Cam tot dau, nu? El le strânge, chiar le strânge. Îmi dai astea? Numărul 7. A, dar nu trebuie să mai arăt aici, nu? Că se vede aici deja. Da, exact. Stai. Ce? Da, mă. Așa. O să vedeți ce facem noi acolo. Am desfăcut o mătate. Și apoi să fac și un... Aia e? Nu, bă, sunt mai multe. A. Wow. Lasă-o pe aia, că poate o folosesc pentru cadou tot de Crăciun. O grămadă de șurubele. Șurubele. Da. Wow. În momentul de față este, noi filmăm numărul 7, dar este ieșit numărul, până la numărul 12. Da. Și am primit un hint de la un prieten de-al meu care face și el ăsta. Că la numărul 11 vor fi niște șuruburi care, cică, astea sunt mari. Vor fi niște șuruburi foarte minuscule. Mi-am adus aminte acum și m-a luat cap când am auzit de treaba asta. Da, acum ce facem? Informațiile... Păi, dacă vrei să le dăm, da, dacă nu, nu, cum îți dorești și tu. Mie da. Este indiferent, deci trebuie să dăm informații. N-am zis că dăm câte informații în fiecare clip. Ce bine. Una de-a mea inutilă, cum fac eu de obicei. Și una de-a mea foarte inteligentă, dar citită de aici. Da, ea citește de acolo, eu mi-aduc aminte chestii despre Titanic și le spun. Perfect. La 2 ani după... găsirea epavei în 87 au început să aducă la suprafață tot felul de comori de pe vas, o geantă plină de bijuterii și multe alte chestii pierdute. Și undeva până anii 90 au adus la suprafață și o bucată din vas care cântărea undeva la 10 tone. Dar în aceeași măsură... Nu cred că o să tai asta. O să fie amuzant. În aceeași măsură am zis că nu prea este sustenabil să aducă tot vaporul afară. Cu toate că s-ar putea cu tehnologia de acum. Hai neamustat. O să zic și eu foarte puține cuvinte legate de faptul că aparent la bordul navei se afla o piscină pe lângă acele terenuri minunate. Avea o piscină și ci că White Star Line a fost prima companie care a inclus o piscină la bordul unei nave, unui vas. Ceea ce mi se pare foarte tare. Piscina de pe Titanic putea fi accesată prin puntea F. O să aflăm și noi care e puntea F, presupun că eu nu le știu pe de rost. Dar după ce o să facem toată nava, înseamnă că o să facem și piscină. Nu știu, bossule, că n-am inventat eu revista. Vedem. Abia suntem la numărul 7. Ar fi mișto să putem să punem și piscina și terenul ăla de ce aveau ei pe acolo, mai ții minte? Da, da, nu cred. Nu crezi? Nu cred că o să facem atât de multe detalii în interiorul vaporului. Ar fi fost interesant. Dar da. Ca idee, piscina avea o adâncime de 1,8 metri, o lungime de 9 metri. Mai lungă ca mine. Și o lățime de 4,5 metri. Mai îngustă suficient ca mine. Pentru a permite includerea unei trambuline joase. Nu știu ce înseamnă o trambulină joasă când vine vorba de piscină. Presupun că este... A pus-o la jumătate piscine. În apă. Nu, eu cred că trambulină, eu nu sunt săritor, deci nu știu, sau săritoare. Deci presupun că trambulina se numește și partea de unde sar efectiv în apă, nu bloc startul efectiv. Nu, bossule, trambulina e aia care îți iei bounce pe ea. Nu cred. Nu ca aia de scândură. Eu mă gândeam și la ce mă gândeam când ai zis. La trambulina aia normală pe care o pui pe pământ și sar pe ea. Ok, da, cam așa arăta efectiv
în interior, acolo. Și aceasta... aici? Da, da, asta este mai mare. Asta e mai mare. Iar aici este o doamnă care care arată foarte bine cum erau ele îmbrăcate. Și că la modă era foarte la modă. Astea la modă erau foarte la modă. Kimonourile și, logic, acest costum de baie cu puțin pantalon și așa, nu ca acum ce ne se vede tot. Ba da, să se vadă țâțile și bucile! Așa că mi s-a părut interesant. Deci, în principiu, cam revine moda, pentru că am observat că multe femei poartă iar. Nu-ți mai arată țâțele. Nu are relevanță. Ziceam de modă. Căci copilele din zilele noastre sunt copilele din zilele noastre, care le cred că sunt șmechere, dar nu sunt. Revenim? Gata? Da. Ne apucăm de asta. Pua, pua! Let's do this. Am voie să zic shit? Nu știu. Let's do this. Beep. Ok. N-avem bani de cenzură. Improvizăm. Bun. Hai să desfacem astea. Ce-s alea? Nu știu, că nu le-am desfăcut după cum poți observa. Mă gândesc să păstrezi și punguța. Îmi dai și mie punguța aia. Ce punguță? Uite asta. Asta nu e punguță, e... Hârtiuță pe care văd că ai făcut-o urâtă și rupt-o. Eu mă stă... Asta e o bucată plastic. O... Ai grijă cum o arăți ca să se vadă acolo. Așa? Da. Aici se vede sigur. Se vede bine. Poți să o arăți și aici dacă vrei. Dar nu mai are rost, că oricum o vedeți acolo. Ha, ha, că filmăm profi noi. Ha, ha. Zim ce e asta. Este un 7A și se numește pasarela. A, pasarela. Și acum, hai să vedem ce este și în acest pachetel. Presupun că este 7B. Baza pentru motor. Mulțumesc, o să împachetez cadouri din astea. Asta e metal. E de metal? Deci mie să mă... A, bravo, că la tine e ușor cu asta. Hai, poate scopi și ceas. Nu. Și asta, de plastic? Este 7C. Placă de îmbinare a corpului navei. A, și trebuie să scot motorul. 2 secunde să scot motorul. 1, 2, am scos motorul, care încă merge, deși nu l-am mai uns de foarte mult timp. Ha, 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 ha. Am prins-o pe asta. Ce glumit sunt. L-am stricat. Și cum reușești? Gata, că îl strici mai rău, gata, lasă. Gata, îl las. Bun. Să-mi scot și mica mea șurubelniță. E șurubelnița mea. Sau e aia care ai primit-o de la ei? Ia-ți și așa penseta. Uite, bă, mi-am dat seama. Mica mea șurubelniță. Și mica mea penseta. Cu astea o să apuc șuruburile alea Cătăline. Cu asta. Așa. Va trebui să iei 7B, adică baza pentru motor. Adică bucata de fer. Nu, glumesc. Era pasarela. Adică bucata de plastic. Da. Așezați motorul pe suprafața de lucru. Din câte observ, trebuie cu rotița, nu uita rotița, va trebui să ieși spre mine. Rotița. Așa. Și asta vine așa, nu? Presupun. Da, așa vine. Se învârte motorul, nu vine. Și va trebui să pui cu șurubelele, stai așa. Stai că mă mănâncă, gata, nu mă mai mănâncă. Cu șuruburile M. Alealte. M. Astea sunt M. Ok. Te ajut? Sau faci tu multă treabă? Da. Câte am la M? 5 șuruburi? 4 trebuie să faci, deci cred că al 5-lea este de rezervă. Super.
Și unde trebuie să le bag? Dă-mi alea. Aici. Lăsă-le, mă, un pic. Dar totuși aș vrea să vă mai spun ceva până face el. A fost, mă rog, prin toate cazurile de înnec care au fost, ca să vorbim frumos, logic s-au numărat și copii. Atât copii mici, mă refer la bebeluși, până la copii mai mari, adolescenți, adulți, babe, moși, etc. Și ei bine, s-a descoperit la un moment dat trupul unui bebeluș. Mă rog, bebeluș undeva până în un an, ceva de genul. Și cei care l-au descoperit erau pe un vas, l-au dus la mal. Mai apoi, secția de poliție, aparent, au fost nevoiți să ardă toate hainele și, de fapt, ale tuturor, nu numai ale bebelușului, ale tuturor celor pe care i-au găsit, pentru a nu cumva să apară o chestie din asta gen... să facă contrabandă cu hainele respective și să devină o chestie macabră, ca și cum gen ăsta a murit, o vând mai scump pentru că, hei, a murit pe Titanic. Mare vâlvă a fost pe atunci. Așadar, din câte am înțeles, din ce am citit eu aici, capitanul acelui vas a păstrat pantofiorii copilașului și asta până în 1900 sau ceva, asta e așa să mă văd încă o dată să fiu sigură. Da, până în 1918. Și abia în 2002 nepotul său i-a dat muzeului, pentru că până atunci era frică cam cumva să iardă cineva sau să ia cu alte scopuri. Dar mi s-a părut foarte interesant faptul că asta, da, în 2001 ei au început să facă și testele alea de ADN, pentru că s-a dezvoltat mult mai bine tot ce a fost să se dezvolte și au reușit să facă testele ADN și pe lângă toate ideile sau cine ar fi putut fi acel copilaș, începând de la, nu știu, filipinez până la chinez, ei nu au putut să-și dea seama, logic. Dar uite că în 2002 au putut să-și dea seama din ce familie s-a tras și problema este că, din păcate, toți au murit. Dar, mă refer în același accident. Dar mi s-a părut foarte interesantă treaba asta, că uitați-vă și cât de mult ne poate ajuta tehnologia în ziua de astăzi. Și pe lângă asta, mai vreau să mai zic ceva, dar nu mai știu ce. Da, așa. Deci puteți să vedeți pantofiorii, ca să înțelegem. Deci ei sunt acum la acel muzeu și nu mai știu cum îl chema pe copilaș. Da, din păcate nu mai știu asta așa, că o să-l caut. Aveai cinci frați. Nu, terminat. Ai terminat? Mai departe. Bine, montăm chestia de fier pe cea de plastic. Uite așa. Uh-huh. Deci ăsta fix invers așa. Uh-huh. Așa. Și cred că baza este fixată cu patru șuruburi FM. Aha. Și cele din mijloc FM. Ceasornicarii lucrez. Ce-mi place. Și apă. Mamă, le-am pus în ordine. Acestea... O să vreau să-mi cumpăr o autofiletantă de aia micuță de ceasornicări. Pop și pe mine.
Vede lume. Mai am două. Poți să-ți bag un deget în ureche? E groaznic să lucrezi cu ea lângă tine. Mai am unul. Și încă am scăpat de degetul în ureche. E groaznic să lucrezi cu mâinile astea mari și cu șurubelnițele astea mici. Vrei să fac eu? Nu, vreau să-mi iau o șurubelniță de-aia electrică. Da, să-ți iau de ziua ta. Până în iulie strâng la șuruburi, dar mă plictisesc. Continuați. Acum vin șuruburile apă și sunt șase. De fiecare dată strâng ăsta tare și strâng motorul. Gata. Zi. Și ce fac cu șuruburile apă? Le pui aici, unde nu le-ai pus pe fâmă. Unde nu sunt fâmă, e apă. Hai, toarnă-le aceea. Aici așa? Da. Mijloc. Da. Da, 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 da. No! Acolo, mă. Bă, mă, e la mișto. Da. Poți să-ți suflu în ureche? Nu. Stai cu minte. Da, m-am plictisit. Bine. Luminile de pe Titanic. Pentru a ilumina saloanele. Da, chiar, vă citesc asta? Cât înseamnă 100 de volți? E mult sau e puțin pentru zilele noastre? 100 de volți. A rămas la fel ca 100 de volți, mai mult, sigur. Dar mă refer cât, nu știu, nu-mi dau seama cât înseamnă 100 de volți. Cât ar trebui? Mi-ai făcut iarăși ochelarii mei murdări. Dacă te curentează, mori. De ce? Nu. Nu că sunt șurub. Normal că ți-e așa ăla. Păi da, dar le-am strâns pe toate un pic. Da, da, ideea este că 100 de volți poți să aprind câte becuri. Nu știu, dracu, că nu... Nu ești electrician? Nu. De ce? Că n-am avut bani să fac școală. Deci pentru a putea ilumina și pe timpul serilor de gală și luminile din dormitoare de la clasa a treia, aveam lumina aia. Miramaș. Era nevoie de o sursă de electricitate capabilă să producă un curent continuu. Gata. De 16.000 de amperi cu o tensiune de 100 de volți. Deci... Scuze. Deci vă dați seama că totuși erau... Haide, haide. Mai citești cât mai șuruboresc eu. Ok, acum după mai am chef. Trebuie să punem aia lungă. Așa. La asta. La asta? Da. Sau la elaltă? Cred că la elaltă. A, la asta, la altă, că mai am. Mai am niște plastic. Da. Ce-o pui aici? Deci asta vine așa și asta vine... Gata! Dăm să văd că nu înțeleg. Da, ce stau aici? Ce, te-am pus cu unghia? Aoleu! Așa? Tu nu vezi, n-ai ochi? Nu. Uite, belești tu ochi. Așa. 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 Da. Cum? BP. Și vine pe aceea. BP de la Mbappé. Da. Și trebuie să le pui... A, ăsta da. Gata. M-am prins. Așa trebuie e. Să le pui pe aici. Și sunt 3 șuruburi. Dar nu cad.
Ai bitovarsele pe toate, lasă-mi 3 și ia unul Te înapoi. lasă-mă în pace. Și așa ai fost răuță cu mine azi. Nu Știi mă ce mi-a duci. făcut? Vai de mine. Vai de mine mi-a făcut. Deci mi-a zis că nu mă iubește, oameni buni. Asta a semnat. Nu am spus că nu te iubesc. Mi-ai spus să mă ridic prima din pat. Și asta înseamnă că nu te iubesc? Da, pentru că voiam să mă iei în brațe cât timp tu te urcai peste mine ca să poți să coborim din pat. Ar fi trebuit să vii frumos să mă iei în brațe. Bă, dar chiar suci în patul? Mi-am adus aminte. Când venim, că vegem la cumpărături, când venim. Mergem și cumpăr și o șurupeliță electrică? Mică? Nu, că ți-o de ziua ta. Iubito, ziua mea e peste 5 luni. Aici, doar mă uit, promit că nu stau. E urechea. Taci. Îi se numește pistrui. Păcat că nu e un coș, că voiam să-l storc. Trebuie să te dau cu cremă. În seara asta... Mucles. În seara asta, uite-te, gata, am terminat. Uite-te în ochii mei, în seara am asta. Am terminat. Facem ritual de îngrijire skincare. Oh my God! O să filmăm și asta. Da. Continuăm. Gata. Mai ai altceva? Dă plăcusa cu Titanic, aici vine. Dă plăcusa cu Titanic. Mai țineți minte plăcusa aia mică, mică, mică? Aici e... Asta. Aia. Cred că... Unde o să pun clipul? Cred că în zona unde asta. Unde o să pun clipul? Ăla ăsta de cu degetele. Cred că o să fie în zona asta. Da, o să fie la mijloc pe aici. Da. Uitați-vă! Asta e plăcuța. Și tu mă arăți. Ah. Am crezut că îi facem o poză și punem poza acolo. Da, mă. Și acum sper să se vadă bine. Asta e plăcuța. Aici e plăcuța undeva pe ecranul ăsta. Haide, fă. Și cu 2C. Ce 2C? Luați plăcuța 2C. Ah. Demontată la pasul 3, de parcă l-am demontat. Și cu adeziv o lipim. Să înțelegeți, au trecut foarte multe săptămâni. Oh! Iar noi n-am luat adeziv. Astăzi mergem să luăm și noi adeziv. Și șurupelniță electrică. Și frate, ziua mea e peste 5 luni. Bine, ți-au luat din martie. Păi nu trebuie să primești și tu un mărțișor? God damn.